Andrei, poți să mă inspiri încă o dată de ce facem asta? Zimi! De ce trebuie să-mi risc efectiv libertatea? Pentru ce? Mai încet, bă, că ne aude poliția? Păi stai, bă, ce dai în mine? Ho, nu mai dai în mine, că mi se rupe costumul ăsta de 2 lei. Deci tu vrei să jefuim. Tu vrei să dăm o spargere. Da, dar, bă, frate, nu există niciun da, dar. Vorbește mai încet. Realizez că suntem în clădirea noastră și nu o să ne audă nimeni, dar totuși nu e regulă ce facem. Nu contează? Ah, ok, bine, presupun că nu contează. Hai să începem heist-ul. Ok, nu, celălalt. Ok, bun, trebuie să ne vedem cu Chester. Și ce melodia asta care a început, gen? Ce se întâmplă? Ok, trebuie să ne întâlnim cu Chester la coordonatele alea. Ok, stai puțin, am nevoie la baie. Dăm două secunde, rămâi aici, te rog. Ok, fraților, dacă vă întrebați cum de am ajuns aici sau ce facem, ei bine, astăzi vom da o spargere cu Andrei 2010. Apropo, voiam doar să vă anunț că mărciul cu Andrei 2010 tocmai ce s-a lansat, pentru că, practic, da, voiam să vă anunț atât, nimic mai mult. Ok, Andrei, am revenit, hai să mergem. Ok, hai să vedem Chester. Deci trebuie să ne întâlnim cu el în 2149 cu 74 cu 519. Ok, deci undeva pe aici, presupun. Ha, o scară. Și ce melodia asta, frate? Come on. Ok, cred că undeva pe aici e Chester. Eu opresc. Da, bună idee. Ok, băi, frate, s-a stricat liftul. Trebuie să folosim scările. Ai de capul meu. Ok, hai să folosim scările atunci. Ok, Chester. Ok, nu e aici. Unde e? La coordonata 74. Ok, a murit. Uite-l, mă, pe Chester. Ok, hai să vedem ce ne spune. Ok, deci practic noi nu putem să facem jaful acesta fără o dubă. Și practic Chester ne spune că avem nevoie de o dubă pentru a căra banii pe care îi furăm. Bă, frate, e ca în GTA 5, la asta e așa, bă. Mi-e sună cam periculos, adică e sigur? Adică suntem siguri? Băi, suntem singuri? Băi, chiar vrem să facem asta? În GTA 5 fur duba de la dezinsecție? Ok, continuă. Ce, mă? Ci că trebuie să furăm o dubă de la un magazin din apropiere care în momentul de față aprovizionează magazinul. Ai de capul meu. Da, hai, bine, hai să mergem. Nu pe aici, nu pe aici. Pe aici. Vino pe aici. Ok. Trebuie să furăm o dubă, efectiv, nu pot să cred. Deci trebuie să furăm o dubă de la un magazin din apropiere. Ok, hai să vedem. Magazinul ăla cred că e undeva pe... aici, da, da, undeva pe aici trebuie să fie magazinul ăla. Hai să vedem. Bă, Andrei, unde ești, bă? Te-ai dus în partea opusă, aici e? Ok, hai să vedem, unde e dupa aia care aprovizionează? Stai, nu merge. Deci fii atent, aia e dupa, ai văzut-o? Sunt oameni acolo. Ok, bun, trebuie să o furăm și să fugim. Hai, la 3, 1, 2, 3. Hai, repede. Ok, ăla a plecat, am luat dupa. Hai, urcă. Bun. Trebuie să o lăsăm în garaj. Ok, unde e garajul? Spune-mi tu. Pe unde e garajul? Deci, 288 cu... Ok, bun, stai. Da, hai, că mai au după coordonate. 531, cred că pe aici ar trebui. Nu, undeva. Uite, ăsta e garajul. Ăsta, hai. Ok, ia. Live in garage, ok. Cred că aici trebuie să o lăsăm. Perfect, bun, perfect. Avem duba, ok, hai să mergem să facem următorul setup, următorul plan, acum că avem duba. Bă, Andrei, băi, în viața mea nu mă mai bag la furat cu tine, bă, niciodată. Măcar nu e poliția pe urmele noastre, privește partea bună totuși. Ok, hai să vedem următorul plan. Iar Chester, oh my god, ok, trebuie să ne vedem din nou cu Chester. Bine, mă, băiatule, hai să vedem. Unde e Chester? Ok, hai să urcăm să vorbim cu Chester. Băi, ideea e în felul următor. Bă, ce? Ok, omul meu deja a urcat. Eu voiam să mai vorbesc cu el, la nu, omul meu e în GTA, zi. Băi, suntem siguri că avem încredere în tipul ăsta Chester gen, adică da, ok, bine. Da, am furat duba. Acum avem nevoie de o cheie specială de acces care deschide porțile de la safe. Un angajat al băncii are o chirie într-un hotel din apropiere. Oh my god, trebuie să ne strecurăm să-i furăm keycard-ul.
Nu, eu nu fac așa ceva, nu, îmi pare rău, nu, eu nu fac, efectiv, eu un om, eu da, bă, stai mă nebunule, tu da, bă, stai puțin, vino sus, nu, deci nu, trebuie să discutăm, frate, eu mă duc, băi, omul meu e nebun, bă, ok, a murit, vezi că ce, eu iau 75% din tot ce furăm. Asta pentru că astăzi se împlinește un an de Andrei 2010. Fix acum un an, pe data de 13 aprilie 2022, am început această serie și vreau să vă mulțumesc atât eu cât și el pentru tot timpul pe care l-ați acordat la clipurile pe care noi le-am făcut. Și pe lângă chestia asta, mă rog, deja știți, nu știu dacă mai are sens să spun, am lansat și mărciul cu Andrei 2010 pe care toată lumea l-aștepta. Îl puteți găsi pe aisalem.ro, stocul este limitat, nu vreau să vorbesc foarte mult despre chestia asta, dacă vă cumpărați practic, dați-mi tag la aisalem.ro pe Instagram. Dacă nu vrei să... Bă, stai, nu, dacă nu vrei să te... Bă, nu, stai puțin, stai o secundă, nu... Hai, lasă că mă bag, nu-i problemă, nu-i cazul să iei tu chiar atât, adică să vin serios la urma urmei. Bun, hai să vedem hotelul din apropiere, ăsta e. A, păi ăsta e hotelul. Ok, trebuie să-i găsim, e și noapte, e perfect. Păi, tragi din curat dacă e noapte atunci, să nu mai facem gălăgie. Ok, bun, stai, trebuie să-i găsim camera, ok, deci aici am fost prima dată crezând că aici stă Chester, gen. Bă, ce, e un Nicovale, e un Envil, efectiv, ce, nu mai face gălăgie, Andrei, capul. Da, mă, da, foarte amuzant, ok, hai, ușor. Fiate, mergi cu shift-ul, ușor, pentru că trebuie, bă, doamne, ești de bun, ok. Andrei, nu vreau să fiu arestat în seara asta, așa că te rog, ușor. Ok, trebuie să-i găsim camera, aia e, cred că aia e, ușor, aia, și-a lăsat ușa deschisă. Doamne, ok, mergi pe shift ușor, intră ușor, perfect, ok, close the door, ok, look for the keycard, ok, unde e keycard-ul, în furnace nu e, în ăla nu e, unde ar putea să fie keycard-ul, bro, unde l-a ascuns, unde era, aici? Oh my god, ok, bun. Am găsit keycard-ul, dar poți să auzi asta? Oh, vine proprietarul, bă, ascunde-te. Escape? Stai, ce, trebuie să scăpăm? Ok. Bun, și că a venit proprietarul acasă și trebuie să scăpăm pe geam? Everything, oh my god. Stai, ce spune? Ci că poate să... Ci că Chester a hack-uit geamul și putem să sărim. Ok, bun, dar stai, nu sări, Andrei, stai. Trebuie să nu sărim, că murim. Ok, trebuie să fie o ieșire de aia de urgență pentru foc. Ok, stai așa, hai în față, ușor. Undeva pe aici ar trebui să fie ieșirea aia. Uite drona lui Chester. Hai să luăm după ea, ia. Hai că ne ghidează asta. Ok, ușor. Ok, hai, acum. Nu, ne-a prins, nu trebuie să mergi atât de repede. Păi ți-a zis să mergem la semnalul lui. Ok, fii atent, stai. Acum. Ok, stai. Uite. No, nu trebuie să ne mișcăm. Păi, te-ai mișcat, păi zice. Tu mă, păi da mă, da. Tu te-ai mișcat, ok, taci. Ok, stai, nu te mișca. Ok, eu chiar nu m-am mișcat, eu legit nu m-am mișcat. Eu n-am făcut niciun pas, nici eu. Ok, bun, stai. Nu, hai să așteptăm, hai să nu mergem, stai. Așteaptă. Ok, așteaptă. Acum. Nu, no! Băi, din cauza ta, frate, tu. Păi eu m-am dus, eu am trecut din cauza. Cum adică din cauza mea? Ha, mă, ia, hai, rândul tău, să te văd. Ok, bun. Stai. Stop, I think he's turning back. Ok. Bun. Hai. Stop. Ok. Bun. Stay the way is not clear. Ok, stăm. Hai, acum. Bun, ok. Aulă, mamă, cât de aproape era. Ok. Haide. Acum. Ok, stop. Gata, nu mai are cum să ne vadă. Gata. Ok, acum, hai să mergem. Stop aici. Ok, mamă, bă, cât de greu e. De ce trebuie efectiv, mamă, cât de greu e. Nu mai suport, bă. Oh my god. Ok, stai, ușor. Acum. Mamă, e la geam, efectiv. Nu-ți exagerezi, e la geam. Hai de capul meu, e la geam. Andrei, când ne mișcăm de aici? Ok, hai acum. Ok, gata, am scăpat.
Am scăpat. Gata. Asta e ieșirea de urgență. Hai. Hai. Mamă, bă, băiatul. Am murit. Ok, nu contează. Am scăpat. Bă, frate, cât de grea a fost aia. Mai Kikardu ăla, mai Kikardu? Da? Ok, ia, dă să-l văd. Ok, ok, bun. Hai să mergem, hai să mergem înapoi la baza noastră. Hai să vedem, următoarea pregătire și după trebuie să dăm jaful. Sau nu știu dacă mai avem vreo pregătire după asta, dar e greu. Deci e prea greu, copii, nu faceți asta. Ok, hai să mergem, hai să vedem, ne întâlnim cu Chester. Băi, cum ți s-a părut că a fost aia cu cardul? Wow, a fost... Da, a fost chiar greu. Deci aia cu Duba a fost cea mai ușoară de până acum. Deci chestia cu Duba chiar a fost cea mai ușoară. Da, pe bune, efectiv. Ok, bun, și ăsta este ultimul setup după care dăm jaful la mare. Ok, și ce ne spune? Și că trebuie să facem o burmașină, gen să o construim, ca să spargem seiful când dăm jaful. Și trebuie să mergem la magazinul de... tool, de zimă, de unelte. Așa. Ok, nu știu ce să zic sincer, chiar nu știu ce să zic. Având în vedere că nu mai da în mine. Deci, având în vedere că suntem... avem și îmbrăcămintea pe care o avem. Nu știu dacă ar trebui să ieșim neapărat în lume așa, dar... mă rog, tu știi, Andrei, tu știi. Hai să mergem. Magazinul de unelte, cred că ăsta ar fi. Bun, și trebuie să găsim părți pentru... pentru burmașină. Părți pentru burmașină. Mamă, trebuie să le furăm! A, trebuie să mergem în storage area, ok, păi hai să mergem ușor, ok. Ok, am găsit o parte, am găsit un drill bit, am găsit un cablu, ok, bun, hai să vedem. Hai, fură, ok, am mai găsit ceva, am găsit metal scrap. Bun, hai, le avem pe toate, bun, acum trebuie să mergem. Trebuie să mergem la noi acasă să construim mașina. Ok, hai să mergem. Fii atent, Andrei, aici trebuie să o construim. Deci mai întâi trebuie să pun cablu, după care metal scrap-ul, după care aici ai tu pune, după care drill bit-ul. Ok, și avem... oh, avem burmașina! White-ul în mână, da? Perfect, ok, bun. Acum că am confecționat-o, hai să mergem să ne întâlnim cu Chester. Și... știi ce se întâmplă acum, nu? Știi ce moment e? E momentul de jaf! Hai, Stu, let's go! Ok, ia asta. Este singura, ultima chestie de care ai nevoie în timp ce dai jaful. The Jammer. Ce e jammerul ăla? Ia, vreau să-l văd. Ia. E o stație? Ce e aia? Ce ți-a dat acolo? Nu? E gen jammer. Ah, mersi mult! Da. Nu, ok, am înțeles complet. Ne ajută și dezactivează, el hackuiește. Ok, bine, am înțeles. Ok, Andrei, atunci hai să mergem acasă pentru că avem treabă, trebuie să dăm marele jaf. Deci, hackuiește camerele cu asta, ce stră zici că e Lester fake? Pe bune, ok, hai să vedem. E timpul pentru marele jaf. Hai să vedem marele heist mai târziu. Ok, s-a făcut deja seară, presupun. Da, mamă, e deja seară afară. Ok, bun, ascultă. Din punctul ăsta trebuie să folosim radio ca să ascultăm instrucțiunile lui Chester. Prima dată trebuie să mergem la bancă, to the lower the ladder. Oh my god, ok. Tradu-mi și mie, te rog, ce spune băiatul ăsta. Trebuie să mergem la toaletă. Ok, asta nu e toaleta asta, gen? Ok. Bun, suntem la toaletă. Și tragem... omule! Bă! Andrei s-a luat lumina, intră în toaletă și trage leverul. Cred că în momentul de față sunt, cred că, în toaleta băncii. Omul meu a ieșit din toaletă. Andrei, cred că tocmai ce am intrat în toaleta băncii, gen. Cred că ne aflăm în toaleta băncii în momentul ăsta. Ok, hack the control panel, bun. Stai o secundă, 515. Unde e coordonata asta? Undeva pe aici. Oh, cum fac asta? Trebuie să hackuim. Ok, bun. Da, nu știu ce a fost asta, sincer să fiu cu voi. Dar trebuie să hackuim cumva chestia asta și să ne dăm seama cum ar trebui. Uite, scara asta trebuie să o folosim noi. Cumva trebuie să folosim scara asta. Ok, hack the control panel. Păi ia, folosește gemul ăla, ia vezi, poate ne ajută cumva, ia stai o secundă. Ia, poate dacă punem toate astea în jos, ia stai o secundă. Nu, deci fii atent, pune toate săgețile în jos, stai o secundă. Deci, pune-le pe toate în jos. Ok. Oh, perfect! Acum pune gemul în power box, to the power box, unde e?
Unde? Ah, hai, sus. Vino, că s-a activat scara. Cred că Paul Bucsu e sus, cred că despre asta e vorba. Ok, bine, fii atent. Vino sus. Ușor. Ok, Powerbox. Cred că ăsta e Powerbox-ul. Pune gemurul. Perfect, bun. Acum are acces la tot. O să deschidă geamurile de pe acoperiș pentru noi. Ok, bun, păi și cumva trebuie să intrăm, presupun. Dar cum intrăm? Ok, și odată ce am intrat, fii atent. Vino cu a, exact. Odată ce am intrat, am luat banii și ne așteaptă o dubă afară. Oh, bun, hai că deschizi geamurile astea pe aici, ușor. Pe aici, ușor. Bun. Mamă, cât praf e aici. Ok, bun. Acum cumva trebuie să coborâm jos. Ia vino cu a. Am găsit o manetă? Ok, nu știu ce face maneta asta. Cumva trebuie să coborâm. Ok, cred că am găsit cum. Au, ai grijă, Andrei. Ai grijă, trebuie să stărim pe balcon. Ok, stai. Asta e foarte simplu. Au, bun, aici, Andrei, aici trebuie să sari. Repede, sari. Haide, fricosule, bravo. Bun, hai, și acum trebuie să... strecoară-te aici, repede. Aici. Ok, stai așa, trebuie să nu ne vadă ăla. Mamă, ce facem de aici? Mamă, stai așa, am văzut eu pe cineva sau mi s-a părut? Stai o secundă. Da. Nu mai e nimeni, hai, mergi. Ok, ne-a văzut cineva, ok. Nu! Ok, deci chiar ne-a văzut cineva, wow. Ok, uite, hai, pe aici. Ușor, cred că trebuie să coborâm. Haide, ușor, vino aici jos, aici, în spate, aici. Ok. Aoleu! Ușor. Stai, așteaptă. Îți zic eu când, îți dau eu semnalul. Ușor. Cum intrăm acolo? Vino pe aici. Aici. Ok, bun. Mama, temeuri. Ok. Ok, și pe aici scăpăm. Da, ok. Aici o să ne aștepte duba. Ok, perfect. Bun. Nu e rău. Hai la coordonate. Sneak behind the... Ok, am ajuns în spatele casierii. Acum trebuie să deschidem cu un keycard. Ok, open the gate with a keycard. Cred că jos. Mama, ajunge la safe. Ai grijă. Grijă mare. Aoleo, pune keycardul aici, Andrei. Bagă-l aici, înăuntru. Perfect. Bun. Acum trebuie să bagi bormașina. Am ajuns la safe. Bag-o. Mama. Ok, așteaptă că durează. Mama, eu auzi cum face. Bă, e nebunie, mamă. Oh, ia banii, mamă, ia banii. Ok, bun, ok, am luat, nu mai am loc în inventar de bani. Nu mai am loc, efectiv, nu mai am loc, ok. Hai, fugi, repede, exact cum ai zis, Chester. Vino, ok, pe aici. Dă-i, de care așteaptă tuba, pe unde, pe aici? Stai, pe unde era? Ok, pe aici, bun, ok. Hai, acum. Tic de mandi, tu te ven? Hai, bagă banii aici! Bun! Gata! Hai, urcă! Ok, hide ven in the garage. Oh my god, unde e garajul? Nu mai știu unde e garajul! Mamă! Ok, 2, 1, 8. Uite, aici e garajul, aici, gata. Următoarea dimineață. Oh my god, Andrei. Ne-am trezit de dimineață și suntem bogați! Let's go! Bine! Bă, Andrei, nu mai fac în viața mea așa ceva, dar pot să zic decât că am meritat. Suntem milionari. Cred că o să-mi iau un meniu, sincer. Cred că o să-mi iau o shawarma, sincer. Wow! Bă, cât de tare a fost! Bate palma!